De câteva luni încoace am început să dau importanță considerabilă pauzelor. Dacă mă întrebi cât de mult lucrez, sincer, nu aș avea un răspuns clar să-ți dau. Ca freelancer, programul de lucru este adesea foarte neclar. Uneori, prezența weekendurilor abia se simte. Era o vreme când weekendurile nu existau pentru mine, dar să trecem peste asta. Imaginează-ți că ești la volanul unei mașini pe un drum lung și plictisitor. Fără opriri regulate pentru combustibil și odihnă, mașina se va opri în cele din urmă, iar tu vei deveni din ce în ce mai obosit și mai neglijent. Cine știe cât timp îți mai rămâne până la impactul cu primul copac sau până când ajungi în șanțul de pe marginea drumului. Știu, este un scenariu de-a dreptul terifiant. Nimeni nu vrea să treacă prin așa ceva. La fel se întâmplă și cu mintea și corpul tău când lucrezi continuu, fără pauze. Este atât de multă agitație în jurul tău încât uiți să te oprești, la fel cum uiți de multe ori să bei apă. Știu, mie mi se întâmplă foarte des chestia asta, așa că m-am blindat cu remindere pe ceas. Primesc remindere oră de oră și la finalul zilei aportul de apă pe care îl iau este optim. Tocmai ce am primit o notificare să beau apă, așa că să beau apă. În orice caz, m-am îndepărtat de newsletterul pe care îl scriu timp de 2 luni. Apropo, dacă nu te-ai abonat, ai link în descriere, chiar cred că vei găsi newsletterul foarte util. Îmi place foarte mult să scriu și să-mi fac gândurile vizibile, dar uneori lucrurile se complică atât de tare încât simt că mi se scurcircuitează sistemul mental. Știam că urmează să organizez un team building în comunitatea LDD Pro și că munca pentru clienți s-a adunat. Așa că am pus proiectul pe pauză și m-am concentrat pe altele. Chiar și noul design al acestui newsletter este rezultatul reîncărcării bateriilor mele mentale. Nu mă sfiesc să experimentez, mai ales după ce reușesc să-mi încarc rezervoarele creative. Personal, am o convingere foarte adânc înrădăcinată în identitatea mea. Să trăiesc cu intenție, nu la întâmplare. În spatele aproape fiecărui lucru pe care îl fac, trebuie să existe o intenție, un minim de planificare. Să simt că, într-o oarecare măsură, îl pot controla. De fapt, să nu mint, să am control. Însă tot acest control vine cu un cost. Efortul. E greu să mergi constant la sală. E greu să mănânci sănătos. E greu să te trezești la ora 5 dimineața. E greu să ieși din pijama la timp. E greu să duci lucrurile la bun sfârșit. E greu să te oprești din ceea ce faci. Chiar și lucrurile simple devin dificile. Cred că nu are sens să îți zic de ce este bine să iei pauze. Știi deja asta, știi toate beneficiile. Îți crești creativitatea, reduci stresul, îți îmbunătățești productivitatea și așa mai departe. Ce vreau să zic este mai degrabă cum să integrezi pauzele în rutina zilnică și dincolo de ea. Bineînțeles, am să vorbesc din experiența mea și ce funcționează pentru mine, în speranța în care s-ar putea să funcționeze și pentru tine. Dar first things first, trebuie să accepți că ai nevoie de pauze, la fel cum ai nevoie de combustibil pentru drum, indiferent cât de lung sau de scurt ar fi acesta. Și ce poți face? Păi, planifică-ți pauzele. Dacă ești genul de persoană care își planifică ziua de la început până la sfârșit, atunci pauzele trebuie să facă parte din prioritățile tale zilnice. Trebuie să le pui în calendar și să le respecti exact așa cum respecti executarea unui task la serviciu. Dar nu va fi întotdeauna ușor. Știi de ce? Pentru că în momentul în care te apuci de lucru, prinzi avânt și de frică să nu-l pierzi, sari peste pauză doar ca să te trezești imediat la începutul următorului task. De aia zic că pauza trebuie tratată cu aceeași importanță precum orice altă activitate. Cel mai bun principiu pe care îl folosesc de mult timp este: dacă nu e în calendar, nu există. Iar principiul ăsta m-a scos din rahat de foarte multe ori. Totuși, dacă nu te bazezi prea mult pe calendar, nu-ți pierde speranța pentru că există alternative. Ai telefon, ai remindere. Folosește-le până devine enervant să-ți tot amintești să faci pauze. Pauzele nu înseamnă doar să stai. Eu definesc o pauză ca orice activitate care nu înseamnă lucru. Atâta timp cât nu este muncă, este pauză. Pentru mine, prima parte a zilei este foarte concentrată. În primele ore ale dimineții am vreo 2-3 ore de muncă în care concentrarea mea este laser, frate. Apoi obosesc puțin și fac prima pauză. Citesc 20-30 de minute. Citesc pentru a-mi schimba traiectoria gândurilor. După 3 ore intense de lucru în Illustrator, de îmi vine greață, acum este momentul să mă gândesc la cum se poate reduce mai eficient nivelul ridicat al glicemiei din corp.
ce subiect random. Ce treabă are ilustratorul cu glicemia? Păi niciuna, tocmai asta este și ideea. Pasul următor este să-mi continui munca, dar la o intensitate mai scăzută. Apoi vine pauza cea mare, când mă duc la sală sau, dacă nu am chef, fac o plimbare de câteva mii de pași. O muzică bună, un audiobook la fel de bun, o deconectare completă. Ce se întâmplă dincolo de prânz, un alt motiv de pauză, este muncă la intensitate foarte scăzută sau deloc. The end. Aici pot să spun că mi se termină ziua. De cele mai multe ori. Uite și un quick hack. Dacă simți că nu ai suficiente pauze, antrenează-ți creierul să le vadă acolo unde nu par să existe. De fapt, pauzele sunt deghizate în tot felul de activități cotidiene. Masa de prânz, un power nap de 20 de minute, un duș rapid, o plimbare până la magazin, mersul la toaletă, dar fără telefon, ok? Când stau pe telefon, simt că trece prea repede pauza aia. Nu ți se întâmplă și ție? Sigur, ți se întâmplă și ție. TikTok, scrolling, reels, Instagram, swipe, swipe, paf, gata pauza, nici n-ai simțit-o. Umpleți rezervorul de energie pe o perioadă mai lungă. Am vorbit până acum despre rutina zilnică în mare parte, dar cea mai faină pauză pe care o poți face este să te îndepărtezi de lucru la câteva zeci sau sute de kilometri. Nu mă refer la concediu, ci mai degrabă la ieșiri planificate cu familia sau prietenii. Începând de anul acesta, mi-am propus să încerc ceva nou. Odată la fiecare 3 săptămâni, chiar dacă va fi greu uneori, împreună cu soția vom organiza o ieșire în familie. Iar asta va fi un must do. Destinația nu este importantă atâta timp cât ne îndepărtăm de agitația orașului și facem lucrurile care ne plac și ne interesează. Și, by the way, ieșirea asta poate fi și pe Cochlaur, prin zonă, pe deal sau prin știu eu ce chei. N-are importanță. Așadar, ia-ți pauze cu intenție, planifică-le. Ia-ți aceste mini-vacanțe pentru creier fără să ai nevoie de pașaport și fără să trebuiască să-ți faci bagajele. Începe să vezi pauzele acolo unde nici nu te-ai gândit că ele ar putea exista. Mergi până la frigider pentru un snack? Pauză. Te întinzi pe canapea cu o carte bună? Pauză. Îți iei un moment să contemplezi sensul vieții în fața geamului când ploaia cade ușor în depărtare? Pauză filozofică. Așadar, ce îți recomand eu este să pui în practică următorii pași. Acceptă că ai nevoie de pauze, la fel cum ai nevoie de combustibil pentru drum. Ia-ți pauze cu intenție și planifică-le în avans. Tratează pauzele cu aceeași importanță precum orice altă activitate. Identifică și valorifică pauzele deghizate în activități cotidiene, de exemplu masa de prânz, power nap, duș, plimbare, sport, citit, whatever. Și nu în ultimul rând, planifică-ți ieșiri periodice cu familia sau îndepărtează-te de muncă și agitația orașului. Tocmai aici ai făcut o pauză ascultându-mă pe mine. Mersi foarte mult, link la newsletter găsești mai jos, abonează-te la canal și ne auzim în curând!